Imaginile au șocat până și pe anchetatori. Cruzimea cu care lovea tânărul de 24 de ani este de neimaginat. Camerele au surprins momentul în care suspectul încerca să iasă din subsolul magazinului cu un cărucior plin cu produse. Dar ce avea în cărucior? Ce voia să fure? Put, l-avea plin. Dacă mă duc din facul să vedeți ce avea, cum e că avea de milioane. Orice a putut. Deci așa ceva nu se poate. Pasnicul l-a surprins în flagrant, iar tânărul s-a năpustit asupra sa și a început să-l lovească până l-a lăsat lat. Cu ce v-a dat în cap? A avut ceva în mână. A avut ceva? Mi-a dat și aici, la gâtă m-am păsit. Ceva cu care v-a tăiat? Sau? Ceva, nu vreau să zic exact, dar uitați, capul e spate și tot. Și da. Aici la piept m-a lovit, m-am... V-a dat cu ceva în piept? Da. Bărbatul a fost dus imediat cu o ambulanță la spitalul din Moreni. Pentru că starea lui era gravă, medicii au decis să-l transfere la spitalul de urgență din Târgoviște. Traumatismele erau severe, cu fracturi, fisuri la nivelul craniului și osului zigomatic pe partea dreaptă și cu hematoame cerebrale, sufuziuni și hematoame cerebrale în regiunea temporală stângă. Polițiștii din Moreni l-au prins pe suspect în flagrant și l-au băgat după gratii pentru 24 de ore. De ce ai furat din supermarket? De ce ai furat? Aveai nevoie de bani? Cu pasnic, cu ce ai avut la bătut așa hal? Ai consumat ceva? Îți pare rău acum de ce ai făcut? Suspectul a fost dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au decis că acesta reprezintă un pericol public și trebuie să stea după gratii în arest preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de tâlhărie calificată și riscă ani grei de închisoare.